Iar acum mă adresez tinerilor. Voi sunteți viitorul acestei țări. Voi puteți decide dacă învingem oligarhii, corupția, sărăcia și dacă, sau dacă continuăm să trăim în mizerie. Eu vreau să vă rog să mergeți la vot. Iată cum puteți face acest lucru. Puteți să mergeți acasă pe 30 octombrie pentru a vota sau puteți să mergeți până pe 29 octombrie acasă pentru a vă lua certificatele cu drept de vot. Știu că este un efort în plus, dar acest efort este o investiție în viitorul nostru. Haideți să ne mobilizăm, dragi studenți. Împreună vom învinge. Eu am ales să înving.